Ce șantiere sunt deschise? Sunt două șantiere deschise acum. Mi se pare incomod să lucrezi sau chiar să te gândești la mai multe cărți în același timp. Așa că am două, poate chiar trei lucrări asupra care urmează să insist în anii următori. Unul va fi tot un roman. Va fi un roman irlandez, să zicem, pentru că pleacă din Irlanda. Pleacă de la un cântec care se cheamă Fields of Ash and Rye și care a avut o traiectorie interesantă și parfumată prin istoria lumii și mai ales prin istoria spațiului britanic. El apare în secolul al XIX-lea în Irlanda ca un cântec de revoltă socială după ce ministrul englez Trevelyan afirmase că foametea este răsplată lui Dumnezeu pentru poporul irlandez pentru declarație incendiu. Cântecul ăsta rezistă în Anglia pe post de cântec de revoltă socială, după care ajunge în Australia, purtat de prizonierii care populează coloniile penitenciare din Botany Bay și din alte locuri, și se întoarce în Europa, devenind cântec de peluză pentru câteva din echipele reprezentative ale Angliei, Scoției. Bun, ăsta ar fi un șantier. Un alt șantier legat străveziu de acesta este o carte despre imnuri, la care mă tot gândesc de un an, doi și pe care vreau să o duc la capăt, pentru că mie mi se pare că imnul este una dintre formulele cele mai frumoase prin care se semnalează identitatea și apartenența. Este un coagulant perfect și el îți arată în ce măsură aparții unui loc, unui spațiu, unei idei, indiferent că e vorba de imnul unei țări sau de imnul unei echipe. Și al treilea șantier despre care am vorbit deja este o nouă serie de povestiri care să respecte într-un câtva formatul bazarului bizar și care să arate cititorului, în cheie comică de data asta, cam ce s-a întâmplat cu România după ce Europa a binevoit să o integreze.